Vreau să vă mulțumesc celor care ați sprijinit, cel puțin în rugăciune, dar nu numai, o campanie mai largă pe care noi am avut-o pe parcursul lunii februarie, pe parcursul lunii martie. În fiecare lună martie noi avem într-un fel sau într-altul de ani de zile o campanie care are legătură cu viața, cu familia, cu deciziile pentru viață, cu lupta anti-avort, cu valorile familiei în general. Și anul acesta am avut o campanie coerentă, consistentă, lungă, pe o lună de zile, o campanie media pro-familie, pro-viață. Ați urmărit mai multe materiale promoționale pe canal, dar nu numai materiale promoționale, ci și resurse deosebite pe care le-am realizat, le-am produs, le-am difuzat pentru dumneavoastră, pentru cei în nevoie, ca o provocare, ca o deschidere într-o nouă înțelegere a lucrurilor. Și au fost numeroase materiale, atât postate pe canalul de televiziune, traduse de noi, produse de noi, știri, mărturii, foarte multe documentare traduse sau chiar produse de noi, cât și numeroase postări de știri, evenimente, articole pe mediile noastre online, pe site-ul alfaomega.tv, pe Facebook-ul alfaomega.tv și pe canalul YouTube și pe Instagram. Pe toate aceste medii am făcut un efort de echipă mai mare și chiar în numeroasele apeluri care le-am făcut către dumneavoastră, v-am cerut sprijinul să ne sprijiniți în rugăciune și chiar financiar pentru această campanie, atât pentru a acoperi ore de emisie pe canal, cât și pentru a traduce și a publica și a scrie materiale pentru difuzare în online. Vă mulțumesc celor care ne-a sprijinit. Am primit specific câteva ajutoare financiare și câteva încurajări. Vă citesc una dintre ele. E o soră, Maria Baciu. Pe site ne postează dânsa câteva rânduri vorbind despre campania Pro Familie, Pro Viață și ne spune: acest proiect este minunat. Să vă ajute Dumnezeu să sensibilizați tineretul, să-și dorească copii, să lupte pentru viață, să apeleze la prevenție, nu la crimă, vorbind despre avort. Înainte, oamenii nu aveau acces la informații utile cum au acum. Când vezi cu ochii tăi ce înseamnă avortul, cum poți să alegi comiterea crimei? Adevărat că sunt mulți copii abandonați, să ne rugăm să aibă o a doua șansă. Se referă la adopție, pe care noi încurajăm foarte mult în această vreme și nu numai în timpul campaniei. Și închide Maria Baciu postarea ei pentru noi pe Facebook, spune: guvernanții ar trebui să renunțe la unele avantaje în favoarea copiilor din România născuți sau nenăscuți. Mulțumim, sora Maria, mulțumim și celor care ați postat mici comentarii sau mai largi în această campanie și celor care ne-ați ajutat să acoperim din costurile mai aparte, mai deosebite, suplimentare, pentru ca această campanie să prindă viață, să aibă coerență și să aibă consistență pentru dumneavoastră prin toate canalele de media pe care le avem.